Marele timp de strâmtorare. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și nici nu va mai fi vreodată. Marcu 13:19. Timpul de strâmtorare, cum n-a mai fost, va veni în curând asupra noastră și vom avea nevoie de o experiență pe care nu o avem acum și pe care mulți sunt prea indoleți să o obțină. Adesea se întâmplă că necazul este mai mare în anticipație decât în realitate, dar acest lucru nu este adevărat cu privire la criza din fața noastră. Prezentarea cea mai vie nu poate atinge dimensiunile chinului. Și acum, în timp ce scumpul Mântuitor face ispășire pentru noi, să căutăm să devenim desăvârșiți în Hristos. Providența lui Dumnezeu este școala în care să învățăm blândețea și smerenia lui Isus. Domnul ne așează întotdeauna înainte, nu calea pe care am vrea noi să o alegem, care este mai ușoară și mai plăcută pentru noi, ci adevăratele ținte ale vieții. Nimeni nu poate neglija sau amâna această lucrare decât primejdiindu-și în modul cel mai înfricoșător sufletul. Apostolul Ioan a auzit în viziune un glas tare exclamând în cer: Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi cu mânie mare, deoarece știe că mai are puțină vreme. Grozave sunt scenele care fac ca glasul ceresc să pronunțe aceste cuvinte. Mânia lui Satana crește pe măsură ce timpul îi se scurtează, iar lucrarea lui de amăgire și distrugere va atinge punctul culminant în timpul de strâmtorare. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu s-a sfârșit. Lumea i-a respins harul, i-a disprețuit iubirea și i-a călcat în picioare legea. Cei răi au întrecut măsura harului acordat lor, iar Domnul își retrage protecția, lăsându-i la voia stăpânului pe care și l-au ales. Satana va avea putere asupra celor care s-au supus controlului său și va scufunda pe locuitorii pământului în marea strâmtorare finală. Când îngerii lui Dumnezeu încetează să mai țină în frâu vânturile furioase ale patimii omenești, toate elementele de luptă vor fi lăsate libere. Întreaga lume va fi într-o ruină mai teribilă decât cea care a venit asupra vechiului Ierusalim. În mijlocul strâmtorării, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceea, cei aleși al lui Dumnezeu vor sta neclintiți. Satana, împreună cu oștirile răului, nu pot distruge nici pe cel mai slab dintre sfinții lui Dumnezeu.